Salutare tuturor! Am fost deseori întrebat cum reușesc să mă mențin atât de bine documentat și informat în legătură cu companiile listate la Bursa de Valori București, cum reușesc să știu cam ce rezultate au avut, care sunt perspectivele pentru perioada următoare, ce dividende ar putea distribui și toate aceste informații. Până la urmă, toate aceste informații, desigur, sunt publice pe site-ul bursei sau pe site-urile companiilor. Însă, important e cum filtrezi această informație, cum să o structurezi și cum lucrezi cu ea. Încă din anul 2018, când am început să mă documentez mai serios despre investiții la bursă, mi-am dat seama că, până la urmă, secretul sau evoluția prețului unei acțiuni este strict dictată de rezultatele financiare publicate de companie. Și mi-am dat seama că, pentru a identifica acele companii în care chiar merită să investești, trebuie să faci. Niște muncă de cercetare, de research, să lucrezi cu datele companiilor, astfel încât să filtrezi toată informația sau toate. să filtrezi până la urmă și să identifici care sunt companiile cu profitabilitate bună, cu marjă bună, cu rentabilitate și care sunt companiile cu perspective bune pentru perioada următoare. La momentul respectiv, mi-am dat seama că pe piața românească nu există o platformă sau un site care să te ajute să faci această filtrare. Sau care să-mi satisfacă nevoile mele în legătură cu uh, informațiile financiare ale companiilor. Platformele brokerilor erau destul de slabe și am decis la acel moment că cel mai bine ar fi să colectez eu toate aceste date și să-mi creez până la urmă propria platformă de analiză a companiilor. În acest episod am să vă arăt cum mi-am structu structurat eu datele la momentul respectiv și cum, -am, cum am acum structurate datele. Astfel încât să-mi permită să identific acele companii care, în care chiar merită să investești. Am colectat datele a peste 50 de companii listate la Bursa de Valori București și am realizat de-a lungul timpului o serie de rapoarte de companie, care o să vedeți imediat, îmi oferă o imagine de ansamblu asupra business unei companii și mă ajută să văd dacă business-ul acela merge într-o într direcție bună sau proastă. Toate aceste rapoarte le-am construit de-a lungul timpului și pe măsură ce le construiam, le puneam la dispoziția membrilor din comunitatea Investește la Bursă și de-a lungul timpului am îmbunătățit aceste rapoarte la sugestia sau la recomandările investitorilor din comunitate. Și de-a lungul timpului am primit foarte mult feedback pozitiv din partea membrilor, unii dintre ei îmi spuneau că cea mai bună investiție pe care au făcut-o a fost să intre în această comunitate sau să-și facă un cont în platforma Investește la bursă. Aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți cum vedeți voi aceste rapoarte de companie, dacă v-au ajutat sau nu aceste informații din platforma Investește la bursă, să faceți investiții mult mai bine documentate. Chiar aștept feedback-ul vostru sincer dacă ați făcut parte sau faceți parte din platforma Investește la bursă, să spuneți cum vedeți voi aceste informații. Și dacă v-au fost de folos de-a lungul timpului. Și am să vă arăt primele tabele interne pe care le aveam în anul 2018, când am început să-mi creez astfel de date. Vedeți aici o privire de ansamblu asupra cifrei de afaceri, rezultatul operațional, profitului companiei și diversi indicatori de îndatorare și de profitabilitate a companiilor. Și tot felul de dividende estimate și cum le calculam la momentul respectiv. De la aceste tabele în Excel, am, încet, încet am, am mers la etapa următoare, și în acest moment, pe platforma Investește la bursă, am o serie de rapoarte de companie pentru toate companiile din indicele BET și mergând mai departe și pentru o serie de companii mai urmărite, mai lichide de pe piața Aero. Sunt aici peste deja peste 50 de companii a căror date le-am cules și pe baza acestor date am făcut aici o serie de rapoarte de companie și prin aceste rapoarte mi este foarte ușor să văd um, multiplii de tranzacționare a companiilor, indicatorii de rentabilitate, de profitabilitate, dividendele estimate și Cum au raportat aceste companii pe, la 9 luni, la trimestru, și mai departe să văd în ce măsură rezultatele companiilor la 9 luni se apropie de estimările sau de bugetul publicat de companie la începutul anului. Așadar, prin această imagine de bord, pentru. Asta e un exemplu pentru compania MedLife. Văd foarte ușor că MedLife este o companie ceva mai îndatorată și, de exemplu, rezultatele la 9 luni aici vedem un profit în scădere cu 42%, în schimb veniturile totale ale companiei au crescut cu 28%. Mergând mai departe, pentru Banca Transilvania putem vedea multiple de tranzacționare, un PER de 7,3%, cu un price pe book value de 1,4%, are indicatori de rentabilitate foarte buni, marjele de profitabilitate sunt foarte bune și vedem aici că Compania nu a surprins, banca nu a surprins prin profitul raportat la 9 luni și nici la nivel trimestrial. Pe lângă acești indicatori de profitabilitate, de rentabilitate, am mers mai departe și am zis că probabil ar fi foarte interesant de văzut cum au evoluat veniturile, profitabilitatea companiei la nivel trimestrial. Și am început să colec date pentru unele companii chiar din 2015, aici în cazul MedLife se văd datele din 2016 și putem vedea foarte clar că Medlife este o companie de creștere accelerată. Și putem vedea și motivul pentru care acțiunile Medlife au avut o explozie a prețului, mă refer aici în anul 2020-2021, pentru că vedem aici profitabilitatea companiei a crescut foarte mult față de perioada 2017-2019 odată cu pandemia, profitabilitatea companiei a explodat și și marjele de profitabilitate au crescut foarte mult. De asemenea, am colectat și datele la nivel anual, de aici din 2014 se vede foarte clar că veniturile au crescut în mod accelerat și în anul 2021 a fost cel mai bun an pentru Medlife. Am colectat datele în legătură cu câștigul pe acțiune, rentabilitatea companiei, gradul de îndatorare. Indicatori de lichiditate, multiplii de preț, toate informațiile sunt aici și îmi este foarte ușor în acest mod să văd dacă um, acest business merge către o direcție bună sau din portrivă se deteriorează. Și nu m-am oprit la rezultatele la nivel trimestrial și anual, am început să colectez și date despre indicatorii specifici, pentru că fiecare business are o serie de indicatori specifici. De exemplu, la MedLife avem aici colectate datele despre veniturile pe diverse segmente de business pe care activează MedLife. Corporate, laboratoare, farmacii, clinici, stomatologie, toate sunt aici și se poate vedea foarte bine cum veniturile din laboratoare au crescut în 2020 și au ajutat compania să raporteze niște rezultate mai bune. Veniturile din spitale care au avut. O creștere accelerată, venitul mediu pe spitale și pe diverse segmente de business. În cazul Băncii Transilvania, desigur, avem alți indicatori specifici, veniturile din comisioane sau veniturile din dobânzi, rata creditelor neperformante. Dacă alegem o altă companie, să zicem Acvila, aici vorbim despre alți indicatori specifici și un alt tablou de bord care ni se creionează imediat și în care putem vedea că Acvila. Având niște rezultate foarte bune la 9 luni, raportul la nivel anual arată o creștere a veniturilor și pe indicatorii specifici, de îndată ce se încarcă, vedem veniturile pe segmente de business și profitul operațional pe segmentul de distribuție, logistică sau transport extern. Și pentru toate aceste companii, dacă mergem la Digi, de exemplu, am cules atât date la nivel trimestrial cât și la nivel anual, care mă ajută să fac să iau decizii de investiții mult mai bine documentate. Toate aceste informații sunt disponibile în platforma Investește la Bursă, în care am investit zeci, poate sute de ore pentru a colecta toate aceste date, pentru că nu sunt disponibile undeva într-un format să le descarci și să desenezi aceste date. Au trebuit colectate manual din rapoartele de companie, toate și introduse, evident, în baza de date. De exemplu, la Digi, pe segmentul de indicatori specifici, avem numărul de clienți pe televiziune, pe internet, numărul de clienți pe segmentul de telefonie mobilă și se vede foarte bine cum veniturile pe piața din Spania, adică numărul de clienți pe piața din Spania a început să crească în mod accelerat și se apropie, se apropie în fiecare an, se apropie de numărul de clienți pe, din România. Partea de telefonie fixă, care este în scădere pe România, însă încet-încet crește pe segmentul din Spania, și numărul de clienți de internet fix pe piața din Spania crește în mod accelerat încă din anul 2019. Și aici se văd și veniturile pe zonă geografică. Pe lângă asta, avem și un tabel în care putem compara multiplii de tranzacționare a companiei Digi sau a celorlalte companii cu alte companii comparabile din Europa și aici pe, pe Medlife se poate face o comparație între marja de profitabilitate a Medlife, indicatorii de rentabilitate și uh, multiplii de tranzacționare a celor alte companii. Astfel am uh, o imagine mult mai bună asupra cum este evaluată compania, ce indicatori de profitabilitate are, între, către ce direcție uh, merge business-ul uh, companiei și pot să fac o investiție mult mai bine documentată. Pe lângă toate aceste date, în platforma Investește la Bursă am inclus o serie de alte elemente care să-i ajute pe investitori să se documenteze mai bine și pentru asta am creat aici o secțiune de Finboard, am numit-o eu, în care pe baza datelor colectate facem un, un top al celor mai profitabile companii, cele mai rentabile, top cele mai îndatorate, top dividende uh, și ne uităm și la deținerile, deținerile fondurilor mutuale, uh, cele mai mari fonduri mutuale din România și le monitorizăm în uh, fiecare lună pentru a vedea ce schimbări fac managerii de fond uh, în uh, portofoliile lor de investiții. De asemenea, avem și un jurnal de investiții în care membrii din comunitatea Investește la Bursă își publică experiențele investiționale, ce au făcut bine, ce n-au făcut bine și mai ales ce lecții au învățat în, în urma tranzacțiilor sau în urma anului 2022. Și avem foarte mulți investitori care și-au publicat aici experiențele investiționale și ce, ce au făcut bine și ce n-au făcut bine în ultimul an. De asemenea, avem periodic întâlniri cu uh, invitații uh, sau cu manageri de companie. L-am avut invitat și pe Victor Căpitanu, uh, pe Vlad Popescu de la Norofert, pe domnul Victor Gânsac de la SafeTech, de la Transilvania Broker, de la la Gvila și mulți, mulți alți manageri de companie care au venit să vorbească cu investitorii din comunitate. În fiecare săptămână avem întâlniri aici în platforma Investește la Bursă pe Zoom cu investitorii din comunitate. În fiecare joi seara avem un webinar de la ora 18 în care discutăm și analizăm principalele evenimente din ultima săptămână. De asemenea, în toamna anului 2022 am dat startul unei noi rubrici aici în comunitate, se numește Portofolio Mastermind, în care un coleg din comunitate își expune portofoliul de investiții și noi ceilalți participat în această rubrică îl criticăm și îl analizăm într-un mod constructiv, astfel încât toți participanții să-și ia cât mai multă valoare. Am avut pe parcursul ultimilor trei ani de activitate a acestei comunități, am avut și un book club, un coleg de-a nostru din comunitate a parcurs mai multe cărți de investiții alături de ceilalți participanți și am discutat în fiecare săptămână și analizat capitolele din diverse cărți și am văzut cum aceste informații din aceste cărți de investiții pot fi aplicate în strategiile noastre de investiții. Și anul acesta am lansat și o secțiune de cursuri și tutoriale în platforma Investește la Bursă. Toate sunt disponibile pentru membrii comunității, investiții bine documentate, construirea, și, construirea unui portofoliu de investiții, investiții eficiente la BVB, tutorial de urmărire și analiză a prețului unei acțiuni pe bursă, investiții în IPO-uri și plasamente private, inclusiv investiții pasive în ETF-uri, investiții pentru dividend și multe, multe, peste 20 de cursuri aici care așteaptă să fie parcurse de Membrii comunității. Avem și un chat intern cu membrii din comunitatea Investește la bursă, unde discutăm ce se întâmplă și reacționăm la evenimentele bursiere sau știrile apărute în presa financiară. Și anul acesta avem cea de-a doua ediție a Team Building-ului Investește la bursă, un eveniment special, exclusiv, dedicat membrilor din comunitatea Investește la Bursă. Anul acesta ne întâlnim la Sighișoara, anul trecut ne-am întâlnit la Predeal. Este, va fi un eveniment de vineri până duminică, doar pentru membrii din comunitatea Investește la Bursă, în care vom avea diversi invitați, vin și cei de la Purcari cu o prezentare, dar și cu vinurile Purcari pentru o degustare și vom avea și mulți, mulți alți invitați care vor face prezentări special pentru membrii din comunitate. Înregistrările prezentărilor de anul trecut sunt disponibile în platforma Investește la Bursă, strict pentru membrii comunității. Dacă sunteți interesați de această platformă și considerați că vă va ajuta să faceți investiții mult mai bine documentate, vă invit să intrați pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea Comunitate și să vă deschideți un cont. Dacă faceți deja parte din această comunitate, vă aștept să-mi lăsați un feedback în secțiunea de comentarii acestui video, să-mi spuneți părerea voastră sinceră despre această platformă, despre toate informațiile de aici, aștept toate comentariile voastre.